documentar 125 de ani de transport electric la Iași a fost realizat de TVR Iași alături de Compania de Transport Public și Asociația Tram Club Iași în colaborare cu Ateneul din Tătăraș. Este un moment festiv, un moment emoționant, pentru că ne aducem aminte de trecuturile transportului public. Suntem conștienți de ceea ce avem în prezent, pentru ceea ce am muncit, să vedem ceea ce este astăzi. Cele 25 de minute din film surprind munca oamenilor care duc mai departe visul început în 1898, acela de a avea la Iași transport electric. Să arătăm și progresul la care transportul public ieșean a ajuns în zilele noastre. De aceea, practic, vom vedea o poveste în care personajele principale călătoresc în timp de la începuturi, de acum 125 de ani și până în prezent. Timp de o săptămână, echipa TVR Iași a filmat diverse tramvaie prin cartierele orașului. Spre deosebire de alte subiecte, când poți să faci duble, aici nu poți să plimbi pe tramvaiuri de 3 ori prin oraș. Atunci trebuie să lucrăm cu două camere în paralel, să încercăm să fim cât se poate de organizați, ca să surprindem ceea ce aveam de făcut. În altă ordine de idee a fost o bucurie, pentru că am cunoscut oameni pasionați, oameni care chiar sunt devotați acestui domeniu și oameni care trăiesc cu bucuria de a lucra în mediul ăsta. La probele tramvailor interprinse pe linia 1, mii de cetățeni s-au adunat pe trotuare ca să vadă foile vagoane. Provocarea a venit atunci când a trebuit să schimbăm tramvaile, să intru în diferite personaje, să merg cu ele, să mă vadă lumea. Pot să spun că am avut parte de o echipă superbă, mai ales le mulțumesc celor de la TVR Iași pentru susținerea, pentru ajutorul. Fără ei nu puteam să realizăm acest proiect. Tot astăzi a fost vernisată și expoziția concept Chioșc destinat reîncărcării cardurilor de călătorie CTP Iași și studii de design. O expoziție care conține 8 studii de design, este o selecție a studenților de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, specializarea design. Unul dintre aceste 8 concepte a fost deja selectat de către Compania de Transport Public din Iași în vederea intrării în producție. Așteptăm cu interes acest moment. Sistemul pentru tramvaiele electrice a fost introdus în capitala Moldovei în urmă cu 125 de ani, printr-o decizie a regelui Carol I. Iașul avea în acea vreme 17 km de cale de rulare, cea mai mare rețea din țară.